Alarma s-a dat în urma testării bilunare profilactice a salariaților din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița la Complexul pentru Servicii Sociale Găiești. Au fost testați 60 de salariați, iar pentru 11 dintre ei rezultatul primit a fost pozitiv. Din fericire, toți sunt asimptomatici. DSP a început testarea tuturor celor 64 de beneficiari ai centrului și a dispus o serie de măsuri, printre care distanțarea salariaților la fiecare schimbare a turelor de lucru, li s-a interzis să utilizeze spațiul în comun, li s-a impus purtarea echipamentului de protecție standard pe tot timpul activității și efectuarea dezinfecției terminale. Cele 11 persoane confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2 au fost transportate la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean din Târgoviște, în vederea efectuării examenului de specialitate. Complexul de servicii sociale cuprinde centrul de plasament pentru copii cu dizabilități, centrul de zi pentru copii cu dizabilități, centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever, centrul rezidențial pentru copii și tineri, case module de tip familial și centrul de recuperare pentru copilul cu handicap.